Panaite a început să lupte profesionist în 2007. După cum bine știm, are niște lovituri devastatoare de genunchi din săritură și a declarat că sportivul său, luptătorul său preferat este chiar fratele său mai mare, Andrei Stoica. Se urăm multă baftă și să-i ascultăm muzica de intrare. De rezervă al acestei seri, însă meci care se anunță cel puțin la fel de interesant cum au fost cele două semifinale. Alexandru Negrea, cel din imagine, stabilit în Milano în anul 2000, de trei ori campion al Italiei, cum spuneam. Acest meci reprezintă pentru el un start real în cariera sa. And now, presenting the red corner. Și cum să auzim reacția publicului în momentul prezentării lui Bogdan Stoica. A declarat că acest meci reprezintă un nou început pentru el. Claudio Iaconini. O sală arhiplină aici în Italia, la Monza, unde urmărim această gală Super Combat, finala Super Combat din acest sezon 2014. Am urmărit două semifinale foarte frumoase. Acum urmărim un meci de rezervă între doi români, unul stabilit în Italia, celălalt deja un cunoscut în galele Super Combat. Amândoi foarte iubiți în Italia. Biletele la această gală s-au vândut, atenție, cu o săptămână înainte. Un eveniment care se dispută așadar casa închisă. Și începe meciul. Prima rundă din cele trei în care cei doi vor lupta. Asta dacă vor lupta toate cele trei rundele. Început în forță între cei doi. Și publicul este foarte încântat de ceea ce vede. Nu au nimic de pierdut cei doi, de aceea mă aștept să nu fie deloc rezervați. Vor da totul. Oho, un genunchi din săritură încercat de Bogdan. Bogdan care are un avantaj de înălțime și de alonge, 1,93 m față de 1,80 m al adversarului său. Să vedem. La cum a început, nu-l văd să joace la sigur, să lupte la sigur. Va risca și va încerca să-l facă knockout pe adversarul său, Alexandru Negrea. Bogdan cu shortul arhi cunoscut. Culoare neagră, Negrea, shortul mov. S-a retras la timp, a scăpat de acel high kick. Bogdan vrea să facă spectacol și reușește. Auzi sala? Ce public avem. Asta pentru că există o comunitate foarte mare în Italia, o comunitate de români, care, bineînțeles, au venit să urmărească gala Super Combat. S-au mai calmat puțin spiritele. Am văzut pe Bogdan căutând acel croșeu de stânga, a observat că brațul drept al lui Negrea este jos în anumite momente.
Trebuie să fim realiști, nici Alexandru Negrea nu este un sportiv care trebuie subestimat. Foarte talentat și el. A intrat foarte bine și mid-kick-urile lui Bogdan până acum. Vedem insistând cu acestea. Deja vedem urmele lăsate pe corpul lui Alexandru Negrea. Oho! A blocat. Bun, a intrat croșeul perfect. Replica lui Negrea. Este a doua oară când încearcă acel uppercut. Alunecă Bogdan. Încerca din nou croșeul Bogdan. Știe că Negrea are un punct slab acolo în partea dreaptă. Intrat ultimele 10 secunde. Meci foarte dinamic până acum. O primă rundă excepțională. O pauză bine meritată pentru amândoi. Hai să revedem. Cât de aproape a fost acest genunchi din săritură să intre. Momente spumoase în această primă repriză. I s-a cerut la colț lui Bogdan să arunce uppercutul de stânga din ce am văzut din mimica colțului său. Sper să revedem și uppercutul lui Alexandru Negrea. Uite-l! Beneficia de faptul că este mai înalt Bogdan față de adversarul său, nu l-a luat în plin, nu s-a oprit toată forța în bărbia lui. Nu trebuie subestimat deloc, îți spun, acest Alexandru Negrea. Și pe fundal auzim acordurile flautului lui Nicolae Voiculeț. Auzi, dacă dai odată cu el, îl pui jos. Să vedem runda a doua. Va fi intensă. Alexandru Negrea, shortul mov, de partea cealaltă Bogdan Stoica, shortul negru. Este normal ca Negrea să prefere tehnica de braț. Înainte a practicat boxul. Cum ar fi fost să-l vedem pe Bogdan în semifinal? Nu-i nimic. Poate-l vedem în sezonul următor. Foarte obosit îl văd pe Negrea. În schimb, Bogdan, plin de energie. Încasat foarte multe mid-kick-uri pe ambele părți din partea lui Bogdan. Frumos, cu încercare de piciorul din întoarcere. Împins a fost acesta. Încă un mid-kick care a intrat bine. A încasat foarte serios Alexandru Negrea până acum. Totuși de neclintit. Văzut pe Negre aruncând în special low kick-uri pe interiorul coapsei, pe piciorul din fața lui Bogdan. O descendentă încercată de Bogdan. Bună dreapta! Uite câtă forță pune Negrea în loviturile sale. Vrea și el să-l rănească pe Bogdan. Însă Bogdan se închide foarte bine. Uite ce urme au lăsat loviturile lui Bogdan pe trupul lui Alexandru Negrea. Intrăm în ultimul minut din această a doua rundă. A intrat genunchiul. Parcă ritmul a mai scăzut în intensitate față de cel din prima rundă. Bun, ce frumos! A lovit, a și făcut pasul înapoi, a trecut în defensivă Bogdan, foarte talentat.
șoul de dreapta. Ultimele secunde în această rundă a doua. Și amândoi așteaptă pauza. Un bine meritat moment de respiro. Continuare a încasat foarte mult Negrea. Și totuși rezistă. Este un român dur. Un dac, în adevăratul sens al cuvântului. A ratat aici genunchiul din săritură Bogdan, însă a intrat cloșeul imediat după. Mai avem o rundă. O rundă în care sunt convins cei doi vor da totul. Încă de la începutul partidei ne-am convins că amândoi își doresc foarte tare victoria și vor face totul pentru a obține, vor face chiar și spectacol. Aruncă genunchiul, s-a spus din colț lui Bogdan. Să vedem dacă va face acest lucru. Cei drept a încercat și în runda a doua. A fost foarte aproape să și intre și să termine meciul. Runda a treia și ultima. Alexandru Negrea, shortul mov. De partea cealaltă, Bogdan Stoica, shortul negru. Bună lovitura de picior. Negrea preferă să stea la distanță în această runda a treia. E foarte bine ringul Bogdan, nu-i permite să se deplaseze foarte mult. Încearcă să-l încolțească. Uite genunchiul. Genunchi bun. Nu a intrat totuși în plin această lovitură. Se închide bine Negrea. Începe să dea semne de oboseală și Bogdan respiră din ce în ce mai greu. Ce reacție are sala? Evident îi încurajează pe amândoi. Sunt români și uite cum se luptă. Un meci pe viață și pe moarte. Da, prima numărătoare. Probleme mari, probleme mari pentru Negrea. S-a omuiat genunchii. Scurt circuitat serios. Primul moment cu adevărat de cumpănă pentru Negrea. Va continua? Cred că se va spăla proteza acum. Publicul îl taxează. Avea nevoie însă de momentul de respiro. Cât de frumos a venit această contră. Pe contră, exact ce i s-a cerut la colț. Să dea în același timp cu el. Hai să vedem continuarea. Mult de un minut din această confruntare. Bogdan Stoica, short negru. De partea cealaltă, Alexandru Negrea, short mov. Da, l-a prins și cu un uppercut și cu un croșeu. S-a retras la timp însă Negrea. Respiră din greu acesta. Obosiți ambii sportivi. Negrea a trecut în defensivă. Vrea să termine acest meci în picioare. Bun! La podea, da! Al doilea knockdown, uppercutul. Ce i s-a cerut lui Bogdan înainte de cea de-a doua rundă a intrat? Și uite reacția Săli. Da, s-a terminat! O decizie foarte bună a arbitrului, care a ales să-l protejeze pe Alexandru Negrea și să nu lase să continue. Cred că ar fi fost o formalitate din partea lui Bogdan. Victoria de mult așteptată de Bogdan Stoica și de toți fanii săi, atât din România cât și din afară. Pe rețelele de socializare are un număr foarte mare de suporteri acesta și avea nevoie foarte mult de această victorie izbăvitoare, după cum spunea el. Un nou început pentru Bogdan.
Un meci frumos, făcut și de Alexandru Negrea. Îl apreciăm pe românul nostru pentru stoicismul cu care a rezistat în ring împotriva celui din imaginea lui Bogdan Stoica. Relaxarea, asta spune figura lui, în sfârșit. Păcat că nu a putut să avanseze după meciul de la Geneva până în semifinala din această seară, dar sezonul următor sunt convins că va reveni în ring. Până atunci însă va sta și de vorbă cu al nostru coleg de la Eurosport, Sam Pagal. Era dor să auzim și un interviu cu Sam. A trecut ceva vreme de când l-am mai auzit. Era imposibil să lipsească Sam de la un asemenea eveniment. Un eveniment cu multe alte evenimente incluse și în afara ringului și, bineînțeles, mai ales în ring. Revedem primul knockout al serii, în adevăratul sens al cuvântului. Asta a fost primul knockdown